Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Astăzi se împlinesc 26 de ani de la primele alegeri libere din istoria României. Pe 20 mai 1990, la nici 6 luni de la prăbușirea comunismului, românii au fost chemați la primele alegeri libere. 15.000 de minute de emisiuni electorale, 213 mitinguri și 473 de întruniri electorale. Este bilanțul campaniei electorale prezidențiale și parlamentare din anul 1990. Campania a fost marcată de violențe care au făcut în conjurul lumii, dar a fost plină de promisiunile candidaților. Punctul culminant a fost dezbaterea electorală. La 17 mai 1990, cele 17,2 milioane de alegători au avut ocazia să urmărească prima dezbatere prezidențială din istoria României. În urma unor negocieri minuțioase, au apărut în fața electoratului cei trei candidați la funcția de președinte al României: Ion Iliescu din partea FSN, Radu Câmpeanu din partea PNL și Ion Rațiu din partea PNţ-CD. Atunci când m-a întrebat unul din gazetari: ce o să faceți? Primul lucru pe care o să-l faceți dacă dumneavoastră nu veți fi ales. Și atunci am răspuns foarte simplu: o să-l felicit pe cei care a fost ales. Este normal. Așa că nu-mi cape îndoială că în democrație se respectă votul, indiscutabil, numai cu condiția ca votul să fie cinstit exprimat. Eu chiar salut cele spuse de domnul Câmpeanu. Eu consider că după alegeri, independent de rezultatul lor, în fața țării vor sta probleme foarte grele, care vor necesita o conjugare a eforturilor și o conlucrare indiferent de pe ce poziție. Sper în primul rând într-o maturizare a vieții politice, deci inclusiv a formațiunilor politice. Toată viața mea am luptat pentru democrație. Am plecat din țară când eram un tânăr, m-am opus totalitarilor de dreapta și pe urmă m-am opus totalitarilor de stânga. Și îndată ce am putut, după ani și ani de luptă în Occident, care sper că se va cunoaște din ce în ce tot mai bine, în momentul în care eu nu voi fi ales, mă voi concentra să aduc tot ce am acumulat eu în acești ani de exil, toate cunoștințele mele, tot ce am scris. După două luni de campanie electorală, 17 milioane de români erau invitați la urne. Alegerile erau urmărite de peste 300 de observatori străini și de sute de jurnaliști de peste hotare. Entuziasmul românilor nu a fost egalat nici până astăzi. Prezența enormă la vot a făcut ca programul mai multor secții de votare să fie prelungit până spre miezul nopții. Nemai întâlnit a fost și rezultatul votului. A fost pentru prima și singura dată în istoria de după 1989 când un candidat prezidențial a câștigat alegerile din primul tur. Tehnic vorbind, a fost singurul președinte al României post-decembriste ales majoritar în adevăratul sens al cuvântului. Ion Iliescu a fost votat de peste 12 milioane de români, adică 85,7% din populația prezentă la vot. Mult mai în spate s-au poziționat Radu Câmpeanu cu 1,5 milioane de voturi obținute și Ion Rațiu cu puțin peste 600 de mii de voturi. De ce nu încetați acest cumplit război? De ce vă gândiți numai la voi și nici nu vă pasă de mama care-și plânge copilul său ucis, ce zace în bălți de sânge?